Bună seara, vă salut! Bă, hai să vă arăt cum puteți face o mică eoliană. Să faceți 220 de volți din dinamo de la bicicletă. Stai un dinamo de la bicicletă. Ia uite, firma aici. Aici am pus niște bandă de asta neagră cu un șurub ca să pot să l-învârt, cobor mașină, să vă arăt că scoate 220. Nu e umblat la bobinar, la stator, la rotor, nu nimic, vedeți? Asta e dinamo, asta e suportul de prindere. Uite, avem aici un bec, 220 de volți, bineînțeles că e LED. Acolo în spate avem o priză, 220 de volți. Uite, luăm becul și o punem în priză. Cu ștecherul ăsta, negru. Da? Acum, uite așa frumos. Becul aici lângă dinam. Vedeți ce urmează acum. Da? E același dinam, nu e altul, nu nimic. Luăm un transformator. Vedeți voi? Uite. Transformatorul, da? Uite așa. Aici, în partea asta, are doi cleștuți de ăștia crocodil, care o să-i prindem noi la bec aici pe ștecher, da? Uite așa. Deci, învârtit de vânt sau apă, vă puteți aprinde câteva becuri LED. Da? Uite așa. Acum, la dinamo de la bicicletă. Uite ce așa frumos. Îi băgăm o intrare, știți unde vine plus acolo la dinamo jos. Așa, iar aici, la șurubul ăsta, o să-i punem nulul cum ar veni. Firul ăla alt. Da? Așa. Ia uite, asta e tot șmecheria, vă băieți. Yes. Acum o să luăm o bormașină ca să-l învârtim. Aici dacă îi punem o elipsă să-l învârte vântul sau apa. Aici ca să-l ridic mai sus ca să prind sub bormașină. Așa. Uite așa. Acum luăm bormașina. O punem aici pe șurubul ăsta. Ținem de dinam. Ia uite aici. Vedeți voi? Hai să o lăsăm și jos. Masă. Vedeți voi, mai bine așa. O să-i dau cu direct aici. Bârnei când e pe masă. Deci cât timp dinamul ăsta se va învârti și va fi ajutat de acest transformator, va face fain frumos 220, da? Dinamul de la bicicletă. Nu-i la turație mare, că îl lăs încet, uite. Acum la flerel. O
Observați voi. Deci din amul la bicicletă și cu acel mic transformator, dacă e învârtit de vânt sau apă, iar vin ăștia și întreabă, dar și îl învârte. Gândul, frate, îl învârte, mai gândiți-vă și voi. Vedeți? Iată. Transformatorul ăsta mic, dinamul de la bicicletă. Da? Hai să vă mai arăt ceva. Uite. Mai punem și alt model de becuri, tot LED, tot 220V. Da? Cred că nu trebuie să mai punem priză, că la astea n-am ștecher acolo pus. Ia să-mi. Ce zici, să prind? A? Ai lumină în sat acum, frate. Da. Hai v-am pupat, dacă v-a plăcut, distribuiți și vedeți că aici pe canal aveți și cu generatoare, pe magneți neodim, diferite teste, diferite probe, panouri solare, invertoare, pompe care funcționează doar conectate la un panou solar, pompe pentru apă, da? Hai, v-am pupat, la revedere!